Ara a treia agora, pela data, ce la tot. A! Dați-mi o șansă să mă pot agăța de ieșiți ăsta, să, să văd ce posibilități aș putea, cum aș putea. Dacă am adunat A plus B plus B plus C plus C plus A, n-ar fi A la a doua? Nu, pe A. A o să aduc de două ori. Doi A. Am zis, A o să... Nu e A ori A. Da. Doi A plus doi B plus doi C. Ce să fac eu aici? Sunt într-o încurcătură destul de mare. Se... Aș încerca să descompun pe 72. Pe 72. Să-l descompun, să vedem ce e asta. Merge prin 2. Face 36. Ia prin 2. 1, 6, 8. 18. Ia prin 2, 9. Prin 3, 3, 3, 3, 3 și 1. Face 2 la a 3-a. Ori 3 la a 2-a. A 2-a. Deci egal cu 2 la a 3-a. Ori 3 la a 2-a. 2 la a 3-a. Ori 3 la a 2-a. Cum să merg eu mai departe? 2 la 3, ori 3 la 2. Să înlocuim oare merge? Cu cine să înlocuim? Să reînlocuim în relațiile de sus, adică am avut egal supra 3. Dar unde să înlocuiesc? Că nu am șansa asta, nu? Da, în loc de 72 să punem 2 la 3, 8 la 2. Ai pus să pun așa, n-am cum. Cum pună 2 la 3, 8 la 2. Uite, scriu așa, A la 3, ori B la 4, ori C la 2, egal cu 2 la 3, ori 3 la 2. Am înțeles. 2 la 3, adică 8 ori 9, 72. Dar povestea este cum continuă ieșițul ăsta, cum mă agăți. Că mi-ar trebui o legătură între AB și C ca să pot șirul de rapoarte de aici, să pot folosi pe A. Nu-mi dă autorul relația asta. Am fost obișnuiți cum trebuie, românește. În existul anterior, prin să dat A plus B plus C egal cu nu știu cine. Adunam numărători, dar aici nu mă întreba asta. Deci mă pune într-o dificultate. Voi ce ați face în locul meu? Că ar trebui să fiți în locul meu. Ar trebui să fiți tot timpul în locul meu. Ce, în afară de faptul că așteptăm să, să sune, să se umple timpul, trebuie să găsim și o idee. Dacă aș avea aici baftă să mai scrie încă ceva și fiindcă lucrăm cu putere, cu exponenți, ceva, visez și eu. 3 am 3, parcă ar fi 2. B-ul nu am nicio legătură. Dar la C, C la a doua, 3 la a doua, parcă ce ar fi 3, dar ce fac cu B-ul? Trebuie ceva la 4. Ceva la 4. Dacă aș avea și ceva la patra, mai că m-aș agăța. Mai că aș îndrăzni să duc ieșiți mai departe. Ce să fie pentru de la patra? Cine la patra să facă? Și să nu modifice aici. Să pun aici și să nu fie modificat 72. Unul la patra. Sigur că unul la patra. Și chestia asta mă face acum să fac asocierea, fiindcă lucrez de mulțimea numelor naturale, cel mult Q, n-am cum să nu fac asocierea asta, anume că aici ar fi, A ar fi cât
2, deci cu emoții spun A-ul are egal cu 2, B-ul să fie egal cu cât? 3. Cu 3, B-ul. B-ul. Cu 1. Și C-ul să fie egal cu? 3. Cu 3. Dar acum, dacă așa stau lucrurile după observația mea, trebuie să mă duc să verific acolo. Că altfel toată povestea rămâne din poveste. Și noi ne facem de toată pasta dacă nu merge. Cu emoții ne apropiem și zicem 2 plus 1, da? 2 plus 1 supra 3, supra 3, să fie egal cu 1 plus 3 supra 4 și egal cu C plus A, adică 3 plus 2, 3 plus 2 supra 5. Și iată că am avut baftă. Într-adevăr, 2 cu 3, 2 cu 1 face, cât face aici? 3. Deci de aici rezultă că 3 pe 3 egal cu 4 pe 4 și egal cu 5 pe 5. Și este egalitate. Toate fac 1, da? Toate au fost făcut 1 și este fericit cât nu se poate. Dacă n-aș fi încercat asta, deci dacă eu m-aș fi încăpățânat, dacă n-aș fi fost inspirat să mă duc aici să încerc să găsesc altfel de șecere, atunci aș fi încercat să zic egal cu un cap. Deci, mă doresc nu o vine deloc ideea, dar aș fi zis și lui de egalități egal cu K. Și de acolo ar fi apărut. A plus B, A plus B supra 3, egal cu K, din care reiese că A plus B egal cu 3K. Da. Apoi, B plus C, cealaltă, B plus C supra 3 egal cu supra 4 egal cu K, din care iese că B plus C egal cu 4K. Apoi C plus A supra 5 egal cu K, care mă duce la C plus A egal cu 5K. Acum visez la varianta, că am să găsesc până la urmă cine este A, cine este B, cine este C. Și să înlocuiesc înapoi aici. Și să apară o chestie frumoasă, dar am lung. Acum, ce se fac cu aceste relații? Cu A, B și C așa. Să le adun ca să vedem apare 2 ori A, 2 B, 2 C. Deci bine, 2 A plus 2B plus 2C, deci dacă le-am adunat pe toate, din 2A, 2 plus 2B plus 2C egal cu 3 și 4, 7 și 5, 12, ca. 12, ca. 12 se unde toți. Scoatem, ce facem acum? Scoatem un factor comun. 2 pe lângă A plus B plus C egal cu 2 pe lângă A plus B plus C egal cu 12, da, împărțim totul printr-un 2 și totul m-aș fi dus spre A plus B plus C egal cu, prin 2 împărțim, face 6K. Da, dar A plus B cât este? Iată, am o variantă. 3K. 3K. Și atunci vine 3K, 3K plus C egal cu 6K. De unde C ar fi egal cu 6K scăzut 3K, C egal cu 3K. Apoi mai am că B plus C, B plus C este 4K. Adică A plus 4K, A plus 4K egal cu 6K. De unde spate cu A, egal cu 2K. A egal cu 2K, C egal cu 3K. Și în sfârșit, câștă manul C plus A, C plus A face 5K, B plus 5K, B plus 5K egal cu 6K, din care scot, iată, B, nu? B plus 5K. Așa parcă am zis, nu? Da.
B egală cu un cap. Egal cu un cap. Și acum, cu A, B și C știute, mă întorc în relația dată de autor. Autorul ne-a zis așa, al, deci avem ca A egal cu, hai să testim că A egal cu 2K, B egal cu? Cu 3K, B egal cu un singur K. Și C egal cu? Cu 3K. 3K. Și atunci, avem relația ca la a treia. S-o scrie de sub, la a treia, ori pe la a patra, ori ce la a noua, egal cu 72. Da? Avem relația asta. Și acum nu ne rămâne, Săruna, m-am tot uitat la revenit cu acolo. Normal, tot dorim așa. Am văzut că sunt tot la trecută. Am înțeles. Și ne facem la relații, A la 3, ori B la 4, C la 2, 7 și 2. Și în loc de A punem 2K, deci 2K, totul la A, ori B la 4, ori C la 4, ori C la a 2, adică ori 3K, totul la a 2, se facă 72. E echivalent cu 2 ca totul la a treia, te face 2 ca totul la a treia. 2 la a treia, ca la a treia. Deci 2 la a treia, ori ca la a treia. Ori ca la a patra. Ori 3 la a doua. Ori 3 la a doua. Ori ca la a doua. Ori ca la a doua. Ori ca la a doua. Ai 72. Ce ce mă duce spre relația? 2 la a treia. Da, nu mai mă mici rău, vei casă. Nu, s-a fără, s-a așa că se mă. Noi la a treia ori. M-am gândit că s-a schimbat povestea. Acum să duce un duc eu. O zis, eu zic 2 minute. Asta era. Da. Și ce, voi ce zic, ea vrea? O poți primi, domnul. Ea intram, de-aia, în ultima parte m-am pierdut. Noi la a treia ori. Noi la a doua ori. Ori, ori ca la puterea a... pe cam o dată copii. Ca la 3 cu 4, 7 și cu 9, nu, ca la 9, egal cu 72, iar 72 tocmai 8, 9, 72, 72, nu e ca la 9, egal cu 1, deci ca egal cu 1, super de ieșit. Ca egal cu 1, așa trebuia făcut. Acum mă întorc la ca, și odată pe cu K știut, aflu pe A, B și C. A plus B egal cu 3K. Au, A știu A egal cu 2K. B egal cu 1 și C egal cu 3 ori 1, 3. Deci exercițiul a fost spectaculos. Și la alea am pus o mult mai grele. În mult, lasă-mă, băi, adică a venit... Da. Aia le faci tu. Mi-a ajuns că astea stelele astea, am văzut stele verzi cu zice. Deci am fost foarte tare aici. Pentru că, din ce am fost primele două în cabine, s-o dat relația mult mai deșteaptă, mult mai pământeană, să zic așa. Asta a fost dificilă. Eu m-am dus pe o observație, ca să pot găsi pe A, B și C mai simplu, pentru asociere. Da? Deci o asociere. Dar cu emoții am bănuit că m-am întors înapoi și a verificat. Însă dur, exercițiul dur, trebuia făcut așa. Deci egal cu K, mă duc la acest sistem, este de tip olimpiadă. Mă duc la acest sistem, după care scriu relații, găsesc pe A, B și C, mă întorc înapoi, Înlocuiesc și găsesc ca unul și mă întorc înapoi și găsesc cu adevărat. Deci, nu printr-o observație asta și m-am făcut aici, că cineva mă putea, mi-a fost teamă, înțeles, la mine, dar am avut baftă, că puteți să vedea, de ce la a treia să fie egal cu 2 la a treia, la a treia nu poate să fie și cu 3 la a doua? De ce să facă asocierea asta? Eu am dat să mă apăr. Și spuneam, în mulțimea numele naturale, chestia asta este dirijată. Deci m-am apărat, dacă a fost mulțimea numele reale, aveți voi de parte și eu plecam rușinat din fața ei. Dar este obișnuia să mucam, așa, mutat cu un care? Ăsta este stilul. Ăsta este stilul. Dar
câteva exerciții. Da, nu trebuie, n-ați avut direcția proporțională. Da, dar am mai notat la câteva exerciții, nu. Bun. Ne oprim aici, la revedere, suntem... Faceți un abonament, dați like, share și subscribe. Subscribe.